Vă salut, dragii mei, vă salut, dragile mele, bun venit la canalul Frumuseții Vârstei Elegante. Pentru cei care sunt pentru prima dată, vă motivez să vă abonați. Pentru cei care sunt mai curajoși, să scrieți comentarii, să dați like, să dați dislike, dacă socotiți de cuvință. Astăzi, un filmuleț cerut de Gabriela Kölner și Gabriela, care iubesc foarte mult filmulețele cu exercițiile fizice pentru față. Și vreau să vă zic că în cosmetologie, ca să corectezi forma feței, partea inferioară, este foarte dificil. Este cel mai greu de corectat. Cu toate tehnicile și cu toate procedurile, cu toate investigațiile care se fac și cu toate metodele de corectare, totuși partea aceasta, a treia parte de jos din față, de la față, este cea mai greu de corectat. Dar eu zic că fitness-ul și exercițiile fizice care ne întăresc mușchii și ne întăresc carcasul muscular al feței sunt cele mai valoroase și sunt cele mai de preț. De ce și se merită să aplicăm în practică exercițiile fizice, nu numai pentru față, dar pentru tot organismul. Și lucrând cu mușchii, lucrând cu fața, să aveți în vedere că lucrăm pe toate trei nivele. Lucrăm cu oasele, lucrăm cu mușchii, lucrăm cu pielea, pentru a avea un tonus bun, un lifting bun, un oval al feței, așa cum ne dorim. Lucrăm cu oasele, să avem grijă de, avem grijă de o alimentație corectă, de folosirea nutrienților pentru a preveni osteoporoza oaselor. O grijire, o rutină perfectă, permanentă, stabilă și fixată, așa cum se cere după tipul de vârstă, după vârstă, după tipul de ten. Și să ne oprim astăzi la trei exerciții. Mie îmi place când aleg doar câteva exerciții și ne învățăm, le aplicăm în practică, ne obișnuim cu ele. Apoi, iarăși, schimbăm alte exerciții și le diversificăm. Vă arăt doar trei exerciții care ne ajută să lucrăm cu mușchii în jurul gurii, să ridicăm pomeții, să ne slăbim pomeții, să ne facem un oval al feței mai cizelat. Toate filmulețele ce țin de fitness-ul feții, de exerciții, vi le atașez în descriere. Și să începem. Orice exercițiu, când îl începem, să avem grijă de postura noastră, să stăm cu spatele drept, umerii relaxați, capul relaxat, să ne programăm, să conștientizăm ceea ce facem, cum facem, să ne controlăm poziția noastră. Primul exercițiu va fi buza de jos, o ridicăm în sus și parcă îmbrăcăm buza de sus și ținem 10 secunde. Vom repeta până la 30 de secunde. Întindem buza de jos înainte și îmbrăcăm cu ea buza de sus și zâmbim. Ținem 10 secunde. Dacă simțiți că mușchii sunt încordați, ați obosit, exercițiul de relaxare. Celelalte 20 de secunde, întindem buza înainte un pic. Noi când lucrăm cu mușchii feții, toți mușchii sunt implicați, dar
ne concentrăm la mușchii cu care vrem să avem un efect maxim. În cazul nostru, ne concentrăm doar la mușchii buzelor. Când zâmbim, mușchii faciali, mușchii de la pomeți se ridică. Se ridică și se întind mușchii de la bărbie. Se primește ca un pilates. Extinderea mușchilor, tonizarea mușchilor. Mușchii se strâng și apar riduri, obosesc. Dar noi îi extindem, le dăm relief, le dăm elasticitate. Mușchii își capătă relieful și elasticitatea. Și următoarele 10 secunde. Relaxăm, putem un pic să masăm. Următorul exercițiu va fi la fel, buza de sus. Același exercițiu, doar că vom implica și în lucru platisma. Un mușchi care se întinde sub piele, de la baza gâtului până la clavicule. Și depinde starea gâtului, starea ovalului feței, starea bărbiei duble, la fel câte 10 secunde. Și relaxăm. Încă 10 secunde. Ne relaxăm. Și ultimele 10 secunde. Mușchișorii se simt. Și un exercițiu la fel pentru, și încă un exercițiu, al treilea exercițiu pentru zona obrajilor, zona gurii și zona părții inferioare a ovalului, este exercițiu ca iepurașul. Facem buzele ca iepurașul și zâmbim, extindem. Facem buzele, le strângem și extindem, să extindem mușchii din zona bărbiei și din zona gurii, din zona, în cazul acesta se extind și mușchii care răspund de ridurile nazolabiale. Câte 10 secunde. Strângeți buzele și vreți să zâmbiți. Simțiți cum se extind mușchii din zonă. Foarte. Ne concentrăm la acești mușchi. Spatele relaxat, vedeți că și mușchii obosiți. Spatele relaxat, umerii relaxați în jos, gâtul relaxat la fel și următorul și încă 10 secunde. Dacă faceți corect, simțiți că și mușchii limbii se lucrează. Lucrează toată zona și mușchii din interiorul gâtului. Este un exercițiu foarte, foarte util, foarte, foarte folositor, că se îmbunătățește circulația sângelui în zona aceasta. Țesuturile se irigă, primesc substanțele nutritive. Este un exercițiu superb. Și ultima dată. Sper că v-au plăcut exercițiile, sper că le aplicați în practică și dacă cei care s-au
implicat în motivația noastră din luna februarie, în primăvara, cu zâmbetul pe față și cu o stare de bine. Eu vă iubesc, vă îmbrățișez și vă aștept pe miercuri la un filmuleț Ce mănânc eu într-o zi, care și-a dorit Ariana Maria și-a dorit să cunoască Ce mănânc eu într-o zi. Cu mare drag, miercuri, vă așteptăm la mine în bucătărie. Pe curând! Să aveți o zi frumoasă!